uitați-vă, așa am fost îmbrăcată. Ăsta a fost outfit-ul pentru prima parte a zilei. Hello! Rochia de la Mojito, curea maro, pantofii aia leopard print de la Aldo, geanta am avut-o aia de la Zara pe care am avut-o și în Italia și astea sunt. Well, hello! Hello! Ce faceți? Da, am vrut să vă arăt outfit-ul cum am intrat în casă ca să mă dezbrac, pentru că am venit cu un Uber de la Roma Expo până la autobuz și am venit cu un nene care fuma și am simțit că s-a lipit tot, avea și geamul deschis evident, și am simțit că s-a lipit tot fumul ăla de mine așa și de hainele mele și numai fum mirosea și numai fumul de țigară miroase, doamne, deci ups, stați așa că am agitat-o. N-am mai stat de mult timp printre fumători și printre n-am mai simțit de mult timp. Ei, mai simt, mă rog, mirosul scârbos al vecină meu, dar în rest nu stau printre fumători și mi se pare că, nu știu, m-am dezobișnuit total și nu-mi place deloc când șoferii fac chestia asta, te obligă să le înghiți fumul de țigară, dar mă rog, n-am comentat că nu, comentez acum, așa, ce faceți? Mi-am luat apă și mi-am pus niște gheață pentru că la mine la magazin nu există apă la rece, la magazinul din capătul străzii, nu la Profi, că mi-era sete. Am plecat de dimineață, n-am apucat să vorbesc cu voi și să vă arăt outfit-ul, că de-aia vi l-am arătat acum, pentru că era întunecat, chiar început să se picure când am plecat. Mă gândeam să-mi iau o geacă pe mine, dar nu mi-am mai luat și bine am făcut, pentru că acum este înfiorător de cald, mă rog, înfiorător, este înfiorător de cald comparat cu ce era dimineață și cu frigul care s-a anunțat dimineață, dar acum este bine. Și așteptam ceva, furtuni, vijelii, nu știu ce, nimic. Da, scopul plecării de astăzi, în principal, că am mai avut eu altele de făcut, dar în principal a fost să merg la Bookfest, că se organizează Bookfest-ul. Nu știu când o să pun clipul ăsta, dacă o să ajungă până duminică când se termină Bookfest-ul. Eu v-am pus oricum pe Instagram, cât am fost în autobuz, v-am pus câteva clipulețe de acolo. Dacă ați ajuns la Bookfest, spuneți-mi și voi cum vi s-a părut. Eu o să vă zic că de principiu mi s-a părut foarte gol din perspectiva publicului, foarte puțini oameni. Era de așteptat, adică nu mă așteptam chiar să fie multă lume, dar nici atât. Țin minte că am mai fost odată cu mama la un târg de carte, cred că tot la Bookfest am fost, da, că e cam prin perioada asta și eram în ultimul an de facultate și am fost cu ea și era plin. Asta prin 2012 cred că era. Era plin, 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 că eu veneam de la examen. Și era plin, 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 plin. Acum au fost foarte puțini oameni pe lângă, foarte multe edituri din astea pe care eu le consum. Mă rog, nu că le-aș consuma intenționat, pentru că vânezi ce scoate editura aia, ci pur și simplu că se nimerește să găsesc cărți. M-am ținut cu greu să nu cumpăr o tonă de cărți. Am luat foarte multe, mă rog, foarte multe. Am luat câteva cărți de la Cartex și o carte pe care am zis că dacă nu o iau acum, nu mai iau niciodată, pentru că am amânat-o de foarte mult timp. Și atunci am luat-o acum, vă arăt imediat, dar voiam să vă zic așa ca idee legat de Bookfest și de prețurile de acolo. Nu sunt mari prețurile, cumva sunt prețurile normale de elefant când nu au reduceri din ale masive, cam așa au fost și acolo, cel puțin așa mi s-a părut mie, exceptând Cartex unde, nu știu, la ei nu cred că m-am uitat niciodată online, sau dacă au online, habar n-am dacă au online, o să mă uit, o să verific, dar cam alea erau prețurile, nu erau mari, nu erau uriașe, dar oricum destul de măricuțe. Și știu de unde vine treaba asta, știu că vine din faptul că oamenii, editurile, oamenii de acolo trebuie să plătească pe organizatorilor standurile, cum ar veni, sau locul în care își expun cărțile. Ca să înțelegeți, eu am legătură cu zona asta și știu cum funcționează, na, că se plimbă și soarele, știu cum funcționează treburile astea, știu cum gândesc oamenii din industrie, în general, care organizează evenimente și știu cât sunt de avizi după a face profit și pe ei tot ce interesează este profitul. Îi doare fix în buzunarul de la piept de ce se întâmplă cu oamenii care vin acolo sau câți oameni vin. Nu, dacă lor le ies bani, e tot ce interesează. Și în consecință pun niște taxe mari de închiriere a spațiilor, iar editurile, evident, trebuie să plătească și nu sunt deloc, credeți-mă că nu sunt deloc ieftine spațiile astea de expunere când te duci la un astfel de târg. Chiar nu sunt deloc ieftine și înțeleg că trebuie să țină prețul mare al cărților ca să poată să scoată profit, știți? Pentru că, din nefericire, nu se cumpără cărți la noi și, din nefericire, iarăși ai opțiunea de a cumpăra online foarte multe cărți, dar da, îmi pare rău că încă se promovează nenorocirea asta de a pune taxe foarte mari. Da, e foarte trist. Și de aia prețurile sunt și înțeleg, adică eu nu condamn în cazul de față editurile că au prețuri mari la târgurile de cărți, că nu au altă soluție, adică chiar nu au altă soluție, chiar nu au alte opțiuni. Credeți-mă că știu cum fiecare banner pe care îl vedeți voi acolo, fiecare panou publicitar, fiecare costă în parte, adică fiecare are un preț, tot ce vedeți acolo, de la fiecare măsuță până la fiecare banner agățat pe sus, tot are un cost. Și când se adună, na, nu e puțin. Și vezi după cum sunt amplasate standurile, ca să spunem așa, vezi că care sunt editurile care au mai multă vânzare și care sunt editurile care nu-și permit neapărat prea multe, dar ideea este că sunt foarte multe edituri acolo, evident, principalele, ale mari, Humanitas, Rao, Prei, Litera, chiar și cei de la Librex aveau un stand acolo, cine mai era, toate cele mai, nu-mi vine acum în minte, dar n-am trecut chiar pe la toate standurile. Am fost cu tătucu, m-am întâlnit cu tătucu, nu știu dacă v-am menționat, m-am întâlnit cu tătucu acolo, că de fapt de la ea a plecat ideea și m-am întâlnit cu ea acolo și n-am trecut chiar pe la toate standurile, dar a fost ok, că și așa m-am obținut cu foarte mare greutate să nu cumpăr multe cărți. Și credeți-mă că e peste tot, e plin de cărți pe aici, trebuie să cumpăr neapărat odată biblioteca aia, să mă mobilizez și să iau la biblioteca aia, că deja nu mai pot, o să mă inunde cărțile, așa că hai să vă arăt și cărțile astea și mai am să vă arăt niște cărți care au venit în vlogul trecut, dar în vlogul trecut n-am reușit să vi le arăt și mă rog, știți, când am terminat vlogul, ce Dumnezeu, am o farfecă la picioare, e bine, numai o farfecă nu aveam, aveam la picioare, așa. De la Litera, cartea pe care am luat-o și pe care mă țin de foarte mult timp să o iau și de mult timp o vreau și am văzut autorul într-o emisiune TV, nu știu, cumva a ajuns televizorul meu pe un canal de TV unde era o emisiune cu autorul, era invitat și l-am auzit vorbind și de atunci am vrut să iau cartea asta. Știu că este cea mai celebră carte a lui, din ce mi-aduc aminte. E vorba de Igor Bergler și am luat Minciuna lui Michelangelo pentru că am vrut să comand cartea asta de nu știu câte ori de pe Elefant, când mi-am dat comenzi. În ultimele dăți, când am dat comandă pe Elefant, de nu știu câte ori am vrut să cumpăr cartea asta și de fiecare dată am amânat-o și am înlocuit-o cu altceva. Sunt foarte interesată să văd despre ce este vorba. Hai să o scoatem și din folie, că și așa nu-mi plac foliile. Nu știu când o să ajung la cartea asta, pentru că am 1.000.000 de cărți neterminate, deci nu vreți să știți. Nu. A, uite că-i bine, că e foarte ca la picioarele mele. Așa, sunt într-o fază. Am o fază, că de-aia nici n-am vorbit foarte mult de cărți în ultima vreme de cărți, tocmai de asta, pentru că am o fază, dar o să-mi treacă, începe să-mi treacă faza aia și pe la sfârșitul lui iunie preconizez că ne intrăm în ritmul normal cu cărțile, știu, mulți vă dați ochii peste cap. Ah, ce bine că este scrisul mare, măricel, nu e mare, dar e potrivit, e bine. Să rămână, mulțumim Litera. Așa, Litera și BuzzBooks, asta este Minciuna lui Michelangelo. Chiar spuneți-mi dacă ați citit cartea asta, sunt foarte curioasă să știu dacă voi ați citit-o și cum mi s-a părut. Așa, apoi m-a dus tătucu de mână la Sanducelor de la Cartex. Uitați câte am luat. 2, 4, 6 cărți și nu știu cum să vă spun, dar erau toate așezate așa în teancuri și eu și tătucul nu mă luam și puneam una peste alta. Deci, dă-o și pe asta, dă-o și pe asta, dă-o și pe asta, dă-o și pe asta. Și la un moment dat zic, wow, stai un pic, stai așa că nu e așa. Ideea e că la Cartex au fost chiar prețuri de târg, adică super prețuri. O să vă spun prețurile și o să leșinați când o să auziți. Și de-aia nu m-am putut abține, am luat câteva, dintre care două cărți sunt foarte, foarte sentimentale, mai ales una dintre ele. Aia o să o lăsăm la urmă, deși are cea mai urâtă copertă dintre... Primul care mi-a atras atenția, stați... Primul care mi-a atras atenția a fost Nietzsche, Nasterea tragediei. Nietzsche. Era singura carte pe care o aveau de Nietzsche, sau singura, atât am văzut eu, că dacă aveau mai multe le luam pe toate. Nu contează câte, că am o fază, sunt într-o fază, v-am zis acum, și aș citi filozofie în continuu, numai că filozofia sau, mă rog, stoicismul nu e tocmai cel mai ușor lucru de digerat și aș citi filozofie în continuu, dar să sperăm că asta fiind și subțirică o să o parcurg repede. Am o fază cu filozofia, vă zic, aș citi filozofie non-stop, dacă s-ar putea, și Nietzsche era pe lista mea de următori potențiali filozofi pe care să-i citesc, pentru că are niște idei care, din punctul meu de vedere, nu știu dacă e neapărat adevărat, au cam zdruncinat lumea, la propriu și la figurat, că nu vrea să se desfacă, și cartea, țineți-vă bine, a costat fabulosul preț de 15 lei, da? Bine, bănuiesc și pentru că era filozofie și nu citește nimeni, dar 15 lei la Cartex și de-aia făceam cu tătul cu chestia asta și puneam și mai puneam și mai puneam și mai puneam, pentru că și-a luat și ea nu știu câteva, nu știu, o să trebuie să vă duceți la ea pe canal să vedeți. Așa. Haide, mă! Nu vrea și nu vrea. Deci nici nu vrea cu mine. Așa, vezi. Chiar așa, de-a furisit ești. Da, deci Friedrich Nietzsche, Nașterea tragediei. Ce bine miroase. Yummy. Apoi, Schopenhauer, prietenul meu la care mă gândeam recent. Au! Arta de a fi fericit, Schopenhauer, dar nici nu m-am uitat ce am... De-aia citit acum titlul, că nici nu m-am uitat ce am luat, adică când am văzut Schopenhauer, n-am nimic, n-am nicio carte de Schopenhauer și de-aia. Asta a fost, să vă zic, și asta a fost tot 15 lei. Și când am văzut Schopenhauer zic, hai cu mine, gata, nu mai stăm la discuții, te iau cu mine pentru că nu... astea, mai ales la prețurile astea, cărțile astea chiar nu-s de ratat. Sunt... niște cărți, din punctul meu de vedere, prin care cam toți ar trebui să trecem, da? Sau dacă majoritatea, dacă am trece prin cărțile astea, am fi cu mult mai bine, din punct de vedere și social, și etic, și moral, și așa mai departe. Apoi, am luat Principele lui Machiavelli, pentru că l-am studiat în facultate, asta a fost 14 lei. Machiavelli, Principele, eu l-am studiat pe Machiavelli în facultate și am avut un fragment din Principele și pare mi s-am citit tot Principele atunci, nu mai țin minte, dar tocmai pentru că nu mai țin minte am zis să-mi reîmprospătez memoria și iarăși este una din cărțile alea pe care cel puțin până la finalul vieții mele, când o fi să fie ea, vreau să fie citită. Am așa o listă, nu știu, lumea are bucket list-uri cu tot felul de chestii de făcut. Eu am bucket list cu cărți pe care vreau să le parcurg până la finalul vieții mele, măcar o dată să le citesc sau până înainte de a orbi. Și Principele este una din cărțile pe care vreau să o am în casă, pentru că e iarăși o carte absolut... fabuloasă, da, așa. Apoi, următoarea carte pe care am luat-o a fost George Orwell, Ferma animalelor. Asta a fost 13 lei, hai că e din ce în ce mai bine. Pentru că am citit, după cum știți, am citit 1984 și mi-a plăcut foarte tare și trebuie să citim și Ferma animalelor. Ferma animalelor care din nu știu, era cartea de care am știut eu întotdeauna, adică cu care l-am asociat pe Orwell, mă rog, deși nu o citisem. Și am ajuns la ultimele două cărți, care sunt cele sentimentale. Prima, pe prima n-am citit-o, dar am trăit tot timpul în umbra ei și asta pentru că toată lumea, absolut toată lumea a citit cartea asta. Eu am citit cumva volumul 2 sau continuarea, dacă vreți, sau romanul asociat ei, primei cărți. Stați așa să mai am o gură de apă. Și pentru că pe cealaltă am citit-o de cel puțin, hai să zicem 100 de ori, da? Nu cred, nu, exagerez, evident, nu. De cel puțin 40 de ori am citit-o pe cealaltă. Deci vă jur că știu pe din afară. Pe asta n-am citit-o și o voi citi pe asta prima dată și după aceea o voi citi pe cealaltă și este vorba despre Aventurile lui Tom Sawyer. Da, știu, sunt cărți de copii, dar pentru mine v-am zis că sunt speciale. Eu când eram mică nu am avut carte, nu m-am intersectat cu ea. Să știți că și la vremea când eram eu, până în 15 ani așa, preadolescentă, se găseau destul de greu cărțile, anumite volume, știți? Și nu erau cărți din astea populare, nu prea le găseai. Așa și, și aici a scris-ui decent. Bun, bun, mulțumim, Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer, cartea lui cea mai celebră, dacă e să mă întrebați pe mine, pentru copii. Și acum nu știu dacă este în variantă completă asta, habar n-am. Câte pagini are? Ia să vedem. 245 de pagini. Nu știu dacă este în variantă completă. Spuneți-mi voi dacă aveți cartea acasă și dacă ați citit-o, dacă asta e varianta completă, dacă e atât de subțire, că eu țin aminte că e parcă mai grosuță, but whatever, o am și așa și cu siguranță o să iau și o variantă mai așa interesantă. Iar cartea pe care am citit-o de cel puțin 40 de ori în viața asta și pe care o știu pe din afară, dar pe care o am în varianta pe care am citit-o eu și v-am arătat-o odată într-un clip că este săraca, se dezintegrează, deci nu mai știu, efectiv nu mai știu care sunt, cum sunt paginile, s-a dezintegrat, nici calitatea cărților lor nu era prea grozavă, dar am, again, fiecare vacanță era citită de 2, 3, 4 ori cel puțin cartea aia, o luam și o reluam și o reluam și o reluam. Și și acum, chiar zilele trecute, până să-mi zică tătucul de Bookfest, mă gândeam la, la cartea asta că nu am luat-o. Am promis că o iau, că o cumpăr, să o am în variantă normală, să o pot pune mâna pe ea să nu se dezintegreze și n-am cumpărat-o. Și de asemenea îmi doresc să o recitesc. Da, a 41-a oară, nu știu, a 50-a oară, habar n-am. Și este vorba, bineînțeles, de Aventurile lui Huckleberry. Aventurile lui Huckleberry, care dintre toate mi se pare că are cea mai urâtă copertă. Așa, dar da, foarte nostalgică cartea asta pentru mine și foarte, foarte plăcută. Abia aștept să mă înfig în ea, dar cred că prima dată o să mă înfig un pic în Nietzsche și după aia o să mă înfig în astea. Așa, astea au fost cărțile pe care le-am cumpărat eu de la Bookfest. Apoi, This is the Bible. Așa, da, mai vreau să cumpăr vreo două versiuni ale... ce vijelie a început afară. Ale cărții, da, nu... m-am abținut. După care, deci după ce am trecut prin târg, m-am dus cu Tucu, ne-am luat o brioșă și câte o cafea și am băut și am povestit și am stat multe ore la povești. Stați așa că sună. Yes, please! Așa, ziceam înainte să fiu întreruptă că după ce ne-am plimbat pe acolo pe la târg, ce Dumnezeu se întâmplă? Da, îmi distrag atenția absolut totul. Tu îmi distragi atenția, sunt da, aeriană rău azi. Ne-am plimbat pe acolo, ne-am dus cu tătucul, ne-am pus la o masă, am băut o cafea, am mâncat o brioșă, am povestit câte în lună și în stele, nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, adică de atunci când am fost cu cronicari digitali, de atunci nu ne-am mai văzut, am mai vorbit așa, că noi vorbim într-una pe prin mail-uri, pe asta, pe WhatsApp, dar nu ne-am mai văzut fizic de mult, poate ne mai vedem mai des acum, tătucule, dacă te uiți. Și după aia am venit direct către autobuz, v-am zis, am luat un Uber și am venit către autobuz, că nu mai era cald, era aglomerați de orașul, aia e vineri, da. Anyway, ce comandă de cărți mi-am dat eu, de fapt mi-am comandat două cărți înainte de vlogul ăsta și n-am apucat să vi le arăt și este, una este Cele trei fiice ale Evei de Elif Shafak, care este cartea lunii mai de la Book Lab-ul meu. Încă există Book Lab-ul meu, știu că nu v-am mai bătut la cap cu el, dar există și îl găsiți în descriere dacă vreți să intrați și voi în Book Lab. Și sunt foarte curioasă, mai am o săptămână la dispoziție să termin cartea asta, pentru că abia m-am apucat de ea și vreau să o termin pentru Book Lab ca să, da, am și eu ce vorbi, să nu fiu acolo așa, dar e, da, interesantă, o autoare foarte populară din ce știu eu și abia aștept să o descoper. Și a doua carte este Lifespan de David Sinclair. Nu știu dacă știți, dacă ați văzut, probabil l-ați văzut pe David Sinclair în TikTok-uri. Este destul de, a devenit destul de popular pe TikTok și apar foarte multe materiale cu el și vorbește despre îmbătrânire și despre cum el la Harvard împreună cu niște cercetători de acolo se dedică unui studiu foarte intens și foarte amplu care durează de mulți ani pentru a ajuta la prevenirea îmbătrânirii sau la încetini, nu neapărat la a preveni îmbătrânirea, ci la a o încetini. Pentru că ideea de bază nu este să devine muritor, cum îl întreabă unii, că îl mai întreabă unii idioți prin cărți, prin interviuri, că el ce vrea să devină nemuritor. Nu, ideea nu este să devină nemuritor, ci ideea este ca măcar în a treia parte a vieții tale, adică când devii un om în vârstă, calitatea vieții să nu-ți scadă atât de drastic cum se întâmplă acum. Adică ce trebuie să faci și da, știm, în mare parte știm anumite chestii, cum ar fi să mănânci sănătos, să faci sport, să bei apă, bine, ok, și să nu bei alcool, să nu fumezi, știm asta. Dar mai mult de atât, ce poți face pentru a avea o calitate a vieții în a treia parte a vieții tale mai bună decât acum? Nu neapărat să devii nemuritor, că e clar că nimeni nu poate să facă treaba asta și nu o să ajungem niciodată să fim nemuritori și nici nu cred că e o idee bună să fim nemuritori, dar e vorba de calitatea vieții. Și eu fiind un om care cumva este speria, ce aveți mă, nici se întrec, fac curse, așa, eu fiind un om care este speriat de faptul că din cauza îmbătrânirii am să rămân oarbă și îmi recunosc deschis că este o frică pe care o am și v-am zis-o de mai multe ori, o frică pe care o am că și mi s-a zis că din cauza îmbătrânirii, da, pe măsură ce îmbătrânești, organismul tău cedează ușor, ușor și automat, e clar că dacă unui om normal care vede bine pe parcursul vieții îi scade vederea și vede rău, eu care deja am plecat pe minus rău de tot, pe minus 80% am plecat, eu vă dați seama pe final de viață cum o să-mi fie, da? Pe lângă alți factori mecanici care ar putea să intervină asupra ochilor mei, care, mă rog, nu intrăm în detalii, dar înțelegeți ideea. E, și eu fiind interesată de treaba asta și urmărindu-l pe TikTok și ascultând mai multe lucruri pe care le-a spus acolo, am devenit ușor, ușor interesată de cartea asta și de aia am cumpărat-o. Apoi, mai este o carte pe care am cumpărat-o efectiv, dar nu de la o librărie anume și o să-mi fie destul de greu, trebuie să vorbesc cu autoarea ca să vă spun de unde puteți cumpăra, pentru că teoretic nu știu, e greu. Adică este o carte self-published, să spunem așa, de către o fată, o tânără, care se numește Bianca Pavel și care a scris o carte despre... Ea îi zice despre educație sexuală, dar răsfoind-o, așa că n-am citit-o efectiv, răsfoind-o nu cred că e neapărat numai despre educație sexuală, cred că este despre mai multe. Sunt informații cumva de la o tânără, nu neapărat adolescentă, de la o tânără despre toate schimbările astea hormonale și corporale pe care le au tinerii și cumva este prezentată în termenii unui tânăr, ceea ce mie mi se pare minunat, pentru că de multe ori este foarte greu să ajungi la un copil prin termenii unui adult, da? Trebuie să te duci în termenii lui și ea a scris cartea asta încercând să ajute tinerii și adolescenții și mi se pare fabulos și mi se pare de apreciat. O să vă las Instagram-ul ei în descriere și de asemenea o să vă las informații în descriere de unde puteți cartea, dar cred că cel mai simplu este să-i scrieți ei. Cartea costă 30 de lei și este foarte frumușică, așa, și se numește Tinerii merită o șansă și arată foarte bine, e foarte simpaticuță după cum vedeți, scrisă de ea. În primul rând că o felicit pe Bianca. Inițial eu am vrut să-mi trimită cartea, dar am zis, băi, știi, știu cât e de greu să-ți publici o carte și am vrut să o cumpăr, și așa că am cumpărat-o și îmi place foarte tare cum e scrisă. Văd că are ilustrații aici, ceea ce e foarte bine pentru că este și vizual, te ajută și vizual să înțelegi mai bine lucrurile despre care vorbești. Uite, vorbește aici despre schimbări hormonale, despre sâni, cum se modifică sânii, despre ce mai era, mai erau chestii de... așa. Da, da, în orice caz mi se pare o inițiativă foarte drăguță, pentru că de regulă oamenii în România fug de treburile astea și mai ales de tot ce înseamnă schimbări hormonale, de educație sexuală. Știm foarte bine scandalul cu educația sexuală, nu mai intrăm în discuții. Și mi se pare o inițiativă foarte bună și dacă puteți să o susțineți, eu vă rog să o faceți. V-am zis, vă las Instagram-ul și scrieți ei despre carte. Așa, și acum mă voi duce să fac ceva de mâncare, nu mi-este foarte foame, am mâncat, cum v-am zis, o brioșă și am mai mâncat ceva de dimineață rapid, dar nu mi-e foame. E bine, da, aș vrea o salată și după ce se lasă puțin soarele, pentru că e foarte puternic acum, pentru că nu plouă, se anunțase furtună și se anunțase ploi și vijelii și dezastre naturale, dar având în vedere că nu sunt, după ce se mai lasă soarele puțin, vă duc în grădină și de data asta promit că vă arăt ce am să vă arăt. Da? Deci vă arăt ce am să vă arăt prin grădină, ce modificări am făcut, ce au mai crescut, cum am pus, ce am pus și așa mai departe. Bun, hai să facem papa și vorbim după. Aia cu să nu spui niciodată, niciodată, mi s-a întâmplat deja de nu știu câte ori anul ăsta și așa și acum. V-am spus că ieșim afară să vă arăt ce am mai plantat și în ce stadiu este grădina și numai bine că s-a iscat aseară o vijelie de manele și de vânt și iarăși ca de fiecare dată când deschid eu camera se pornesc mașinile care până acum nu erau, dar acum în momentul ăsta au început să meargă. Ne-am venit aici în față, să o luăm de aici din față, odată cu lilia cu care gata s-a dus, are numai flori uscate pe el și în care va trebui să intru serios să-l curăț și să-l așa, da, asta un pic mai încolo și am venit în față cu un alt scop, să vă arăt ceva. A început magia, a început nebunia, a început veselia. Doamne, deci sunt atât de fericite de nu se poate. Exceptând de firul ăsta de păr pe care mi l-a dat vântul invers. Hai că în 150 de ani, printre mașinile astea, poate reușesc să vă arăt și eu ce mi-am propus. Deci uitați-vă ce e acolo. Este o ferie, o nebunie, o veselie de boboși de trandafir. Și dacă coborâm, și mai coborâm puțin, avem și primele flori. Avem primele flori de trandafir și uitați-le cât de frumoase sunt. Stați, mă apropiu de asta. Uitați-o cât este de frumoasă. Nu știu dacă vedeți voi bine, dacă îi vedeți culoarea, cred că așa se vede un pic mai bine în lumina asta, că este o lumină ciudată. Sunt nori, dar în același timp e destul de puternică lumina. Uitați! Deci de-abia aștept, într-o săptămână o să fie totul explodat. O să fie totul o veselie. Deci abia aștept, abia aștept. Ele mele au crize și uitați, și pe jos sunt plini de boboci. Trebuie să fac cumva să acopăr gaura aia, că nu se acoperă deloc. Și mai am vreo două, asta și încă una aici. Și trebuie să fac cumva să le acopăr, să trag... Când voi tunde trandafirul, să trag corzi încolo ca să acopere. Dar da, faptul că l-am tuns viguros în toamnă, le-a prins bine și uitați, sunt, o să fie o minunăție, o să fie un vis, o să fie ceva extraordinar. Nu știu cum să vă zic și habar n-am dacă se observă pe cameră, dar eu îmi doream în zona asta, în spatele casei, că aici suntem în spatele casei, să semăn trifoi și văd că a răsărit din trifoi, nu știu de unde. N-am semănat pentru că mai sunt niște lucrări de făcut prin zona asta și mai trebuie aranjat și amenajat zona asta, dar se pare că trifoiul totuși mi-a citit gândurile, deci mă bucur. Pentru că este mai ușor de întreținut. Tu crești atât de repede ca restul bălăriilor. Aici, la trandafirul la bucătărie, de pe peretele de la bucătărie, v-am povestit că vlogul trecut că l-a dat vântul jos, că a căzut și încă n-a fost prinsă ca lumea plasa aia și de-aia stă într-o poziție dubioasă. Dar, dacă ne uităm aici, ia uitați ce avem aici, ia uitați ce avem aici și ia uitați ce mai avem și aici. Și avem o grămadă de bobocei și noi și suntem foarte, foarte veseli și ăsta este un trandafir care a înflorit efectiv până a dat zăpada, nu știu, până prin decembrie. El în decembrie încă avea flori. Da, deci a înflorit în continuu și vreau să-l pun tot așa, aici o să vină un geam foarte mare în zona asta, se lucrează la treaba asta acum și vreau ca trandafirul ăsta să înconjoare efectiv geamul, o să vedeți că deocamdată încă lucrăm la aspectul ăsta, dar ăsta este absolut minunat și are și puțin parfum, să știți, are și un pic de parfum, dar este superb, încă nu este deschis nici așa, nici în varianta aia nu este deschis complet, mai avem și pe jos, pe aici, aici așa, mai avem niște bobocei care sunt aproape înfloriți, aici avem un ceva neterminat, again, foarte multe lucrări în casa și în curtea asta, dar anyway, important este că se întâmplă, se mișcă lucrurile. Iarăși avem o veselie, iarăși este ceva de vis. Bine, except în faptul că a crescut foarte mult iarba și trebuie tunsă, săptămâna viitoare o să trebuiască tunsă, acolo s-a pus niște pământ pentru că v-am zis că vreau să ridic nivelul grădinii și se lucrează la a se ridica, dar partea importantă este că au început să înflorească trandafirii ăștia și uitați-vă la ei cât de multe flori au, uitați-vă, sunt într-o veselie, sunt ceva de vis. Aici sunt mai la umbră, în zona asta și încă nu au mișcat, dar aici, oh, îi ador, deci îi ador. Și aia mici cresc, aia de acolo, aia micuți cresc și la anul o să fie de înălțimea ăstora pentru că o să-i tai și pe ăștia ca să ajungă la, să fie la aceeași înălțime și sunt divini. Și după ce se va tunde mâine iarba, o să fie perfect, o să fie minunat. Dar iarăși merii sunt plini de mere, sunt absolut într-un stadiu magic, zic eu. Uitați-le, uitați-vă câte mere au, Doamne, deci nu mai pot de dragul lor, ia uitați-le. Sunt absolut splendide, sunt splendide, splendide și sunt foarte, 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 foarte multe. Da, sunt foarte mândră de ei. Să vedem acum cu ce rămânem până pe final de an, până la toamnă, final de sezon. Să vedem cu ce rămânem din mere, dar uitați-vă ce e aici. Aici e un concert, efectiv, de mere. Și dacă venim în zona asta, vom observa că avem primele căpșuni coapte. Bine, ele nu sunt super, super coapte acum, mai pot fi lăsate vreo 2 zile. Adică uitați că nu, încă nu sunt perfect coapte. Dar deja am intrat în full season, am mai plantat eu niște floricele care văd că nu sunt foarte fericite aici, așa că o să le înlocuiesc cu altceva. Și în partea asta la fel, ce nu v-am arătat eu, ca cu vreo 2 vloguri îmi doream să vă arăt. Iertați-mi fetele, dar sunt isterice pentru că tunde cineva la poartă și, mă rog, sunt deranjate. Aici iarăși avem căpșuni, uitați, ah, Doamne! Sunt minunați. Așa, și ce nu v-am arătat eu în vlogurile trecute este că am făcut paturile astea înălțate pentru ierburi aromatice, că acolo am țelină, am din asta, cum îi zice, mărar, am cimbru și pe margine am pus așa un brâu care nu se vede efectiv și eu trebuie să mă duc să le pipăi, să le caut, să bușbui după ele, un brâu de crăițe. Acolo în mijloc sunt niște floarea soarelui pentru că ale vor veni și vor crește înalte și vor fi așa pe etaje plantele și va arăta foarte, foarte bine când astea trebuie curățate de aici, mă rog, whatever, dar va arăta super bine, așa că vor veni pe etaje plantuțele și o să fie și decorativ și aici mai trebuie să mai pun niște floricele ca să nu fie atât de gol. Hai să o luăm prin iarbă, deși nu sunt papucii potriviți, să o luăm prin iarbă care e cam udă, că ieri am încercat o tentativă de ploaie, am avut așa o tentativă de ploaie. Și să vă arăt ce se întâmplă aici, ce s-a mai mișcat aici. Aici avem roșiile care au crescut foarte, foarte mult și sunt foarte frumoase și le-am făcut, nu știu dacă se vede, se vede, le-am făcut o plasă din asta pe care să le cațăr. Mă rog, ăsteia am să-i pun o sfoară, să se cațere pe sfoară până la plasă și de acolo, când ajung la plasă, o să le leg de, efectiv de plasă. Pe celelalte le leg de barele astea metalice și o să fie așa, full. O să vină până sus. Că vreau să le las să crească cât de mult vor ele, pentru că în general roșiile vor să crească cât mai înalte dacă le lași. Așa, spanacul și salata din spate, ea arată puțin ciufulită pentru că am mâncat și ieri și astăzi, am mâncat mult din ele, dar cresc super repede, cresc absolut fantastic de repede. Cu toate astea am senzația că salata nu crește atât de repede pe cât poate fi mâncată în casa asta, ceea ce este bine de notat pentru anul viitor, ca să știu câtă salată îmi pun. Aici am niște ardeiuți, ăia bulgărești de care vă ziceam, și i-am pus aici în patul ăsta, nu i-am pus în strat unde sunt ceilalți, vi arăt imediat și pe ceilalți, pentru că ăștia sunt iuți și se polenizează cu ceilalți și se amestecă și nu vrem asta. Acolo avem niște pătrunjei, adică pătrunjel, și mult mărar, pe care îl dădusem dispărut eu la un moment dat și mă plingeam că n-am mărar, dar este. Oricum aici vreau să mai pun ceva în partea asta, în față, ca să umplem toată povestea asta. Roșiile sunt foarte fericite din ce observ. Avem și primele flori de roșii. Stați așa că le văzusem ieri, le-am văzut, nu știu, sau asta nu are. Fix asta la care m-am oprit nu are, da. Așa, dar celelalte au flori și trebuie să primele flori trebuie să le rup, să le dau jos. Mi-e cam milă, dar e spre binele lor. Hai să mergem și aici, la strat, la stratul magic, unde aveam avut ceapa până recent și a fost plin de bălării și l-am curățat. Acolo e mărarul, în spate mai sunt niște salate rămase, am mai răsădit eu pe margine așa niște salate, am luat de acolo din patul ăla, de unde v-am arătat, și am mai răsădit pe aici. Nu s-a prins toată, dar nu-i problemă, că aia care s-a prins tot e bine. Acolo sunt ardeii, unde sunt bețelele, iar bețelele sunt puse de protecție pentru că Happy are tendința să treacă tot timpul pe aici și i-ar fi călcat în picioare și atunci am pus bețelele ca să-i protejez. Și am ce am aici? Am capia și ardei gras, care nu știu, pentru că i-am amestecat. Când i-am pus, habar n-am, nu știu, sau amestecat, deci nu mai știu care. Și acolo, nu cred că vedeți voi, aici, asta este o varză din aia kale. Am pus și 5 fire din alea, nu știu dacă să mai pun, pentru că nu știu dacă îmi place. E primul an în care pun varză din asta kale. Da, aș putea să pun și dacă nu-mi place, eu dau lui vecina mea, o dau la găini, adică n-ar fi o problemă. Și în partea cealaltă mergem, mai mergem la celălalt pat, unde și aici avem roșii. Am pus pe partea asta aici, printre mărar, am pus niște usturoi, să vedem dacă se trezește. Uite că ăsta deja a scos nasul la plimbare. Deja mi-am colțit. Super. Asta de fapt nu e. Asta e iarbă, nu e usturoi, dar asta e. Păi, aici ar trebui să fie un usturoi. Și da, aveam niște usturoi încolțit și zic, decât să-l mănânc, mai bine îl pun în pământ. Și aici am pus niște ceapă și iarăși am jumulit iarba și totuși a ieșit. Și sunt câteva din astea care sunt la suprafață. Dar da, aici am mai pus niște ceapă ca să mai am ceapă verde, pentru că se mănâncă foarte multă ceapă verde, după cum v-am zis, în casa asta. Ăștia sunt morcovii, care sunt foarte veseli și au început să crească. Sunt așa cam ca un creion de grosuți și sunt foarte yummy. Am mai mâncat câțiva din ei, așa am luat și am ronțăit din ei și sunt foarte, foarte yummy. Și îi ud constant ca să crească, să se facă mari. În spate, dacă venim, că trebuie să venim în spate, au acoperit, morcovii au acoperit spanacul, este un spanac, dar pe de o parte nu mă deranjează că i-au acoperit, pentru că spanacul ăsta este foarte, foarte verde, foarte crud, din cauza că nu are atât de multă lumină de la morcovi și nu mă deranjează. Oricum morcovii or să dispară ușor, ușor. Mai este niște pătrunjel aici, uitați ce vă ziceam de flori, astea sunt primele flori de la roșii și odată că, dacă tot am venit aici, le dăm jos. Nu știu dacă vouă vă place mirosul de roșii, mie personal nu prea îmi place. Uite, avem și copii. Copiii sunt ăștia, sunt plântuțele astea care cresc la subțiorile roșiilor. Uite, și trebuie să-i dau jos. De acum, așa. Ăsta e mare. Aici dăm jos cu tot cu frunză, că e prea jos frunza. Și gata, am curățat-o. Cam așa trebuie să arate o plânduță. Nu cum era înainte. Ia să vedem tu ce faci. Uite, ăștia-s copiilași. Copii, așa se numesc ei. Sunt plante din astea parazite, cum ar veni. Adică, nu plante, sunt lăstari, paraziți. Pe care dacă îi lași, îți distrug planta după aceea. Stați că aici numai prin care e vârful și care e ăla ar trebui să fie vârful. Deci pe ăsta îl dăm jos. Ok. Și dăm jos și florile de aici. Ok. Bun. Așa. Aici, boschetele ăsta. Este cimbru. Foarte, foarte mult cimbru. De aici am luat și am răsădit în pătratele alea de acolo, în paturile alea înălțate, pentru că a trebuit să fac loc pentru... pentru asta, cum îi zice, pentru roșii, dar tot mi-a mai rămas o grămadă și o să trebuiască să-mi văd pe unde îl mut și pe ăsta săracul, că nici cu el nu mi-e bine aici. Ia să vedem, tu ai, parcă ție ți-am luat într-o zi, mai sunt, au ieșit niște bălării pe aici, trebuie să le curăț, but we will survive, nu e ceva grav. Ia stați așa să luăm, unde ești? Gata, le-am luat florile, că pe ele le căutam. Și în partea asta suntem bine cu roșiile. Ce nu am luat încă și urmează să iau, cred că săptămâna asta care vine, castraveți. Când am luat roșiile și ardei, domnul de la care am luat a zis că nu-i avea, încă erau foarte micuți, erau în solar și erau foarte micuți și să mai aștept un pic. Și cred că săptămâna asta îi mai fac o vizită să vedem dacă are. Și în rest suntem bine, doar că trebuie tunsă iarba, este foarte multă iarbă, dar ăsta e sezonul, da. Și pe partea asta s-a umplut, sunt foarte multe bălării, după cum vedeți, și salcâm. Încă mai sunt câteva flori de salcâm și miros absolut fabulos. Și în rest, toate bune și frumoase. Ce vreau să vă mai arăt, hai să vă arăt, duc în pepiniera mea. În pepiniera mea, adică aici pe cămin, avem, cum v-am zis, avem cosmosul acolo pe care trebuie să îl pun în pământ. I-am găsit și un loc și o să mai facem un strat. Da, o să vedeți. Alea sunt niște dalii, cred că sunt dalii sau ochiul boului. Nu, astea sunt ochiul boului. Ok, deci asta e ochiul boului. Așa că daliile au frunza asta, dacă vedeți, au frunza asta așa. Astea sunt dalii aici și trebuie, cred că ăsta totuși e ochiul boului. Habar n-am. În fine, vedem. Și trebuie să le plantez și pe astea că deja au crescut destul de multicel. Acolo e varza chel pe care nu știu ce am să fac cu ea, pe care, fiindcă am pus prea multă. Aici mai am niște plântuțe de ochiul boului, altfel decât cele de jos. Astea ar trebui să fie mai mari florile, să fie ceva mai deosebit. În ghiveciul ăsta se întâmplă că încercăm, avem o tentativă de floare aici. Da, se întâmplă lucruri frumoase. Astea sunt zorelele pe care le-am pus în pahare și acum trebuie să le iau de aici și să le pun. Mai avem cosmos aici pe care trebuie neapărat să-l separ și să-l mut de aici. Și acolo sunt niște panseluțe care au fost rănite. Leuștean, cred că tot ochiul boului sau din alea, cum le zice, dalii. Și aici dalii, iarăși problema este că eu m-am... entuziasmat foarte tare cu daliile când le-am semănat, am fost super entuziasmată de ele și nu am ținut cont de faptul că daliile sunt foarte mari, se fac mari și fac așa un boschete uriaș, mai ales dacă ai grijă de el și îl protejezi și rup florile și mă rog așa, și să faci un boschete mare și necesită spațiu și nu m-am gândit la treaba asta, dar acum mă gândesc pentru că am multe și nu știu unde le pun. Da, vedem noi, ne descurcăm. Da. Cert este că abia aștept să plantez cosmosul. Deci, dintre toate, sunt cea mai încântată de cosmos, pentru că îmi plăcea foarte tare floarea asta când eram mică. Deși bunica mea îmi zicea că e o floare așa bătrânească, n-are importanță. Mie îmi place. Chiar vreau să văd cum o să fie și dacă înfloresc, Doamne ajută toate, în iulie ar trebui să fie un spectacol general de flori aici și de culoare. Dar până în iulie trebuie să le plantăm. Ce n-am făcut eu până acum este că nu am resemănat busuiocul și gura leului. Asta pentru că gura leului semănasem odată și nu știu ce s-a întâmplat cu el, a murit, și busuiocul la fel. Dar de data asta o să pun busuiocul o parte aici și o parte acolo la roșii, ca să nu mă mai complic, pentru că vreau să-l pun ca plantă companion pentru roșii, busuiocul. Și gura leului ar fi fain pentru aranjamentele pe care vreau să le fac eu acolo la căpșuni și nu numai. Și zic să... E cam târziu pentru ele, dar nu contează. Le punem și Doamne ajută. Aici văd că unde am avut gura leului. Stați să glez luminozitate. Nu asta, că asta este bălărie mai mult ca sigur după culoare. Dar astea mi se par că ar putea să fie ceva. Poate au rămas ceva semințe și s-au salvat, habar n-am. Dar o să încerc să le semăn și vedem. Poate am mai mult noroc de data asta. Și că se pot semăna și afară încă în luna 5-a de târziu și nu sunt chiar atât de târziu. Vorbesc de gura leului, da? Deci nu e chiar atât de tragică situația. Avem aici o udiță, avem acolo o vulpiță și mai în față este o hepilică. Nu știu dacă o vedeți voi pe... Și am plecat! Hai, hai mama! Haide! Ia uitați-vă la măculeții aia cât sunt de frumoși. Și plătești și floricica aia, nici nu știu cum se numește, dar e tare frumoșică. Așa, și îmi place combinația asta de verde cu muf și cu roșu. Arată tare bine. Hai, Udi, vii? Stați că am ajuns la graniță. Aici e granița lui Udi, de care nu trece de obicei. Hai! Hai, pusu! Hai, mami! Hai de puiu! A trecut granița singurică. Hai, puiu! Hello! Da, îmi pare rău dacă iarăși s-aude vântul, dar... Evident, este foarte mult vânt în zona asta la mine, zici că, Doamne... Hai, Udița! Stați că a rămas în urmă. Foarte mult vânt la mine, ceea ce e extrem de plăcut. Adică nu știu cum să vă zic, dacă chiar mi-era foarte dor de vântul ăsta, că nu l-am mai avut de ieri. Așa, am stat toată ziua, în rest, după ce am semănat alea, am stat toată ziua, a fost așa un pic ambleguță și am citit. Am terminat aia, Ferma animalelor, al lui George Orwell, și sunt pe punctul să mai termin o carte pe care o aveam începută și am citit. Asta a făcut toată ziua. A fost zi dedicată lecturii astăzi. În mare, hai puiu! Hai! Hai pizza! N-am mai venit niciodată atât de departe de casă și de aia e așa speriată. De-aia trebuie să aștept. Hai, pițu! Hai, nu te întoarce! Hai, Udiță! Nu e convinsă. Dar da, acum am ieșit, tocmai pentru că am stat cam toată ziua, am ieșit să ne facem plimbarea de seară. Oricum tragea Happy de mine, de la 12 tot tragea de mine. Hai, mami, hai, hai la plimbare. Acum nu știu pe unde s-a dus. Hai de vulpiță! Hai, puiule! Hai de mama! Și... am ieșit cu fetele, să plimb fetele și să-mi dezmorțesc și eu puțin picioarele, să ascult niște greieri, să-mi bată vântul în părul în gură, că de ce nu? Așa. Așa, stați că am fost întreruptă de o rafală de vânt foarte puternică și nu mă mai auzeți și nici acum nu cred că mă auziți prea bine, să încerc să dau așa. Și am aflat că drumul ăsta pe care îmi fac eu plimbarea, care se termină aici, fix în zona asta, se termină brusc, punctul ăsta, și niciodată n-am înțeles de ce. De câte ori am venit, zic, băi, dar de ce Dumnezeu se termină așa brusc? Pentru că de aici, dacă vedeți voi, sunt acolo e porumb, în partea altă nu știu ce e, și sunt lucrate locurile astea. Și, evident, e ceva cu terenul ăsta. Și mi-a explicat vecina mea că drumul ăsta, pe care mă plimb eu acum, este de când era ea mică și că aici era izlazul pentru cei din sud, pășune pentru restul lumii, pentru oi în mod special, aici și aduceau. Deci de aici, de unde se termină drumul ăsta, până încolo la biserica aia, care acum este acoperită de din alea de pomi, exact unde apune soarele, până acolo era o pășune destul de întinsă și ținea pe toată suprafața asta, toată tarlaua asta era pășune. Cred că din 2000 încoace oamenii și-au luat în stăpânire pământurile, pentru că țin minte și eu, țineam minte că era un izlaz, cum zic ăștia pe aici, când eram mică, țin minte de că ziceau că e un izlas pe aici, dar niciodată n-am știut unde este. Și acum se explică de ce se termină așa brusc drumul ăsta și se termină într-un loc arat. Ok, are sens, pentru că de fapt dădea în pășune și oamenii și-au luat locurile înapoi și au început să le lucreze, ceea ce nu e rău deloc din punctul meu de vedere. Dar văd că păstrează drumul ăsta și nu pot să zic că mă supăr, pentru că din contră e foarte bine pentru mine că, uite, am unde să mă plimb. Și mă uitam așa că sunt maci, sunt floricelele mov, sunt albăstrele, este încă rapiță pe care v-am mai arătat-o de vreo 10 ori când am filmat pe aici. Și e așa frumos și au crescut grânele. Asta este, stați că într-una din serie am venit, e orzoaica care a ieșit din... din aia. A ieșit din păstaia aia, care ca un fel de păstaie peste spic. Chiar făceam într-o seară, făceam analiză ce sunt grânele astea de pe aici, că nu prea le recunosc, în afară de grân, nu știam să le recunosc, dar uite că am învățat ușor, ușor. Și arată așa bine. Nu știu, mie îmi place tare mult că am pe unde să mă plimb și că sunt greiere ăștia și e relaxant. Se mai aud așa avioane, mașini, dar na, e bine. Na, greiere isteric, exact ce vă ziceam. Unde sunt fetele? Că le-am pierdut. Le-am văzut pe un loc care a fost cosit mai în față și le-am pierdut. Da, atunci în seara aia când am adunat gunoaiele, de care încă nu n-am terminat, apropo, nu am continuat acțiunea de ecologizare, că nu prea am venit. Am venit de foarte puține ori atunci. Și, și uite pe aici pe unde am adunat eu gunoaiele, că pe porțiunea asta am adunat, este un pachet de IQOS. De ce n-ar fi de IQOS? De ce să fie de țigări normale? Da, IQOS, dar l-aruncăm pe câmp, da. Și uite și încă o sticlă, e bine. Hai că nu e ca și cum ar fi adunat, nu se vede că ar fi adunat cineva gunoaiele. E ok, deci pot să o iau de la zero. Da, în seara aia, eu mergeam cu punga aia în brațe așa și nu mai aud pe unul că venea pe bicicletă și înjura și striga și înjura și fluiera. Fetele, cățelele, erau în spatele meu, dar nu erau departe, erau la 3 metri în spatele meu. Și omul s-a gândit că ar fi foarte drăguț să le înjure și să strige la ele și să le sperie. Și l-am întrebat, zic, dar de ce faci chestia asta? Ți-au făcut ceva? Da, s-au luat de mine. Zic, bă, cum s-au luat de tine? Că nu le-am auzit, adică le-aș fi auzit dacă se luau de tine. Că nu se iau, efectiv nu se iau de nimeni. Ne-am mai întâlnit cu oameni pe aici, au mai trecut oameni pe bicicletă și nu se iau de oameni, că nu sunt pe teritoriul lor și mai ales dacă le spun să vină la mine sau le spun să stea cu minți, mă ascultă. Mă ascultă mult mai bine decât mă ascultă în curte. Și eu zic, cum s-au luat de tine? Că nu... Deci cât de sălbatici, asta vreau să subliniez, cât de sălbatici sunt oamenii. Văd un câine și nu-l suportă. Nu pot să-l accepte nici pe câmp. Da, și noi mai vrem empatie și mai vrem să înțeleagă și anumite lucruri și să meargă lumea bine. Păi cum să meargă lumea bine? Când ei nu suportă un cățel care este pe câmp și care nu le face absolut nimic. Dacă ar fi făcut ceva, recunoșteam, mă duceam și îmi ceream scuze, dar nu a fost cazul. Și știți când vă ziceam eu atunci că m-am speriat că am crezut că e un câine mort? Chiar era un câine mort ăla, aruncat în mijlocul drumului, pentru că atâta îi duce capul pe unii. Ferească Sfântul! Mi-am adus aminte că am ajuns la el, unde altul. Așa. Dumnezeule mare!